Bună ziua și bine ați revenit la Contramitologia cu Florin Maghiar și Mădălin Hodor. Astăzi o să continuăm discuția pe care am avut-o în ediția anterioară cu istoricul Oana Demetriade. Bine ai revenit, Oana. De ce? Pentru că dacă data trecută am vorbit despre o grevă spontană în 17 februarie 1987 la Nicolina în Iași, nu trecu o zi și pe 17 februarie 1987 la Iași se întâmplă un protest al studenților. Ce s-a întâmplat pe 17 februarie, a doua zi după Nicolina la Iași? Știau studenții de greva de la Nicolina? Aveau... E posibil ca unii studenți să știe, să fi știut studenții de la Politehnică care făceau practică în Nicolina. Ideea este că cele două proteste nu sunt legate. Deci nu greva de la muncitorilor a determinat protestul studenților. Condițiile, în schimb, da. Da. Aceleași condiții. Deci e ceva ce deci e comun. Ceva, da. Trai în România comunistă. Da. Și de data asta avem de-a face cu un protest public. Deci studenții au ieșit pe străzile Iași. Trebuie să spun de la început care sunt sursele cercetării, pentru că nu mai discutăm de arhiva pe care Securitatea Iași au predat-o la CNSAS, dar și sunt pe care, niște surse. Scuză-mă, și despre care ai menționat chiar în emisiunea anterioară și poate e bine să repetăm că a fost arhiva predată de la Iași nu prea există, sunt multe dosare care nu sunt. Pentru protestul studenților, cei care au fost în anul 4 și au terminat chiar atunci în 87, când au primit repartiții și au plecat din Iași, majoritatea au plecat din Iași, au plecat și dosarele după ei. Și atunci dosarele astea sunt. Asta a fost norocul. Deci ai reușit să scoți din dosarele lor de urmărire informații legate de 17 februarie 87. Pentru că dosarele le fuseseră deschise la Iași totuși. Și după aceea erau urmăriți. Dar pentru oamenii care ne ascultă, se uită la noi și nu știu detaliile tehnice ale chestiunii asta, să explicăm un pic cum e chestia asta cu dosarul de urmărire, pentru că adică dosarul de urmărire a unei persoane e plecat după persoana respectivă, nu, dacă, cum spui tu, studenții terminau facultatea și se întorceau sau erau repartizați în alt oraș, acel dosar de urmărire se ducea la securitatea din orașul respectiv. De aceea Oana spune a reușit să găsească dosarele astea pentru că nu mai erau la securitatea de la Iași. Formulat pe scurt, făcea o prostie la Iași, securitatea îți făcea dosar și plecai cu tinicheaua de coadă înapoi de la școală unde erai student la Iași în locul în care erai repartizat, atenționându-i securitatea de la Iași pe cei, să spunem, de la Galați, ai grijă că ăsta este unul din ăla răul, răsculatul. Da. Și mai sunt două surse importante. Este vorba de un volum publicat de Sorin Bocancea și Doru Tompea la Iași, două decenii de comunism în Iași universitar, publicat în 2015, și Doru Tompe a fost implicat în organizarea, în conducerea Asociației Studenților Comuniști de la Iași multă vreme. Sorin Bocancea a studiat câte ceva în arhiva locală a partidului, deci este un volum foarte interesant. Da. Și este un reportaj la TVR Iași pe care eu îl recomand, făcut de Gabriela Baiardi în februarie 2020, care se cheamă chiar așa, 17 februarie 1987, Revolta studenților din Iași. Este un documentar foarte bine făcut cu unii dintre studenți care au participat. Okay. Foarte pe scurt. Da. Să încercăm să fim. Acest decret despre care am vorbit și data trecută cu muncitorii, deci un decret de economisire a energiei, se tăia pur și simplu, se tăia și 30% din cota de energie de pe 7 februarie. A trebuit să se aplice peste tot, deci inclusiv în Centrul Universitar Iași, și toate prelucrările pentru aplicarea lui au coincis cu vacanța studenților. Și au decis că oricum depășiseră cota, în special la universitate, în special la căminele universității de la Pușkin, deci cele de ale fetelor, de imediat de lângă universitate, și au spus trebuie să ne încadrăm, tovarăși, trebuie să ne încadrăm în cotă. Asta e cota, asta facem. Deci au avut noroc de fapt că a venit vacanța. Au avut noroc și nu prea, pentru că atunci când s-au întors din vacanță, au găsit camerele beznă, frig de nu se mai putea, era frig serios, se pare că a fost o iarnă grea în Iași atunci, și
apă caldă, nu, lumină, nu, stăteau la, am citit că nu era, stăteau deci, la lumânare, bine, acum și noi am prins în anii 90, că o zi, dar o zi nu apă caldă. Dar deci, apă rece, apă rece era dimineață totuși. Și seara măcar. Era totuși. Da, afară frig, în casă frig. Și încet, încet s-a, încet, încet s-a, lumea, fetele în special, studenții în general, sau nu puteau să accepte lucrul ăsta, plus că se făceau ore, cât era lumină naturală, dacă mai țineți minte că și noi făceam la fel, dar și studenții făceau la fel. Și au făcut ora de 45 de minute, tocmai ca să prindă, să nu depășească, nu știu, ei aveau... Cât era lumină afară, aveau, iarna își era propuneau, destul de... Da, partidul, în... de fapt, era foarte atent cu ritmul circadian al oamenilor. Își propuneau ca totul să se termine la ora 19. Uh-huh. Povestea profesorul Alexandru Florin Platon că era un prorector care urmărea la ora 19 să nu mai fie nimeni prin sările de curs. Interesant. Așa. Și atunci fetele veneau era zi, vacanță. Învățai, nu era zi, da. Dormeai. La cantină era o problemă, că și cantina avea planul la rândul ei, aveau conserve, când se duceau la aprovizionare, la gestionarul îi spunea, da, da, vezi că am și conservele astea expirate de 3 ani, ia-le și pe asta, da, dar n-am unde să le dau, lasă-le acolo, nu contează, deci tot felul de gestiuni de astea. Aveai mâncare, dar nu puteai să o mănânci. Mâncăleală, da, era o urmă de carne pe undeva. Și totul s-a întâmplat abia miercuri. Fetele au acumulat... problemele. Deci nu s-a întâmplat în prima zi când au venit. Nu, duminică, da. Dar marți li se spusese că s-a depășit cota, deci ce am avut până acum două zile trecuse. Și că următoarele două zile nu mai aveți deloc lumină. Și s-au spus, poate că nu-i chiar așa. Nu o să fie poate chiar glumesc așa. Acum, miercuri dimineața nu se... De acum o să veți de două ori mai mult întâlnesc. Miercuri dimineața nu se mai prindea niciun bec, nimic. A, și încă ceva, s-au trezit când au venit din vacanță cu prizele sigilate. Pentru că nu era lumină. Ce înseamnă priză sigilată? Adică cum le-au sigilat? Nu știu, au pus ceva, da, ele, o plăcuță ceva, nu știu. Da, pentru că s-au gândit... Lemne în priză. Nu, da, s-au gândit că probabil exista interdicția asta de a folosi... Da, dar și până atunci toată lumea nu așa îți făceai ceva mâncare sau te încălzeai la celebrul BCA cu... o rezistență. Și ce făceau băieții? Ce făceau? Lou de la bec. Da. Trăgeau fire de la bec. Asta era o variantă și mai exista o variantă, pentru că oricum toată lumea folosea mijloace din astea artizanale de încălzire. Cărămida cu liță. Da. De fapt cu rezistență care se încălzea. Asta punea o presiune foarte mare pe panou electric. Și rezistențele fuzibile din panou electric se ardeau. Românul creativ, pentru că și la cămin după 89, punea un cui. Da. Astfel încât puteai să ai foarte liniștit foc acolo din cauza. Știu foarte bine lucrul ăsta, pentru că la noi, de exemplu, se făcea exact la fel, deși am făcut facultatea după căderea comunismului destul de mult, lucrurile nu se îmbunătățiseră, așa, dar nu erau radical îmbunătățite, dar referitor la cui, adică cuiul la noi nici nu mai era o chestiune, nu, se arunca pur și simplu, pentru că nu îndrăznea nimeni să-l pun, să se apropie să-l pună și aruncam cuiul ca să pornească. Deci atât de mare era presiunea de care vorbeai pe panou electric. Da, se schimbase, ce se schimbase după 89 era grupul Divertis, dacă vi-l mai aduceți aminte, care a început înainte de 89 și a continuat după. Era o replică la un moment dat într-un moment din ăsta de al lor pe scenă. We are hungry, but we are free in our country. Ok. Să revenim, ei, deci. Și fetele de la mai multe cămine au vorbit între ele și au spus, domnule, trebuie să, hai să ieșim măcar afară, să fim mai mulți. Era acolo amenajată o fântână arteziană care nu funcționa niciodată, la balen. în parculețul dintre cămine. Chiar era un fel, pe care am prins-o cei și care noi. Nu au n-au fost în Iași. Sau chiar fost în conturul unei balene. Da, conturul unei balene și se spunea la balen. La balen. Și s-au întâlnit la mai multe cămine și au început să cânte, au ieșit cu chitara, au zis, trece mai repede timpul, suntem aici cu toții. Dar încet, încet au spus, dom'le, dar hai să facem totuși ceva. Au mai venit niște băieți de prin Codrescu, care era
mă rog, foarte aproape, vis-a-vis, da, practic de așa. Traversați, traversați. Ce facem? Păi hai să ne strângem mai mulți și să, să ne exprimăm nemulțumirile. Cum vom vedea? Hai să mergem la băieții din Târgu Jiu, din care erau la căminele două stații de, băieți, de da, tramvai, la nu stații, mai sus mai pe sus, Copou. Da. Și pentru că oricum nu era, era beznă și prin ea și au aprins niște cartoane, niște ziare și aveau așa ca niște torți așa cumva. Uh-huh. Și mi-au mers la băieți. Băieții au ajuns pe la 7:30 seara, deci era deja cam noapte, da? Unul dintre participanți, Constantin Bătrânu, care era student în anul 4 la istorie, mi-a zis ora asta, că na, cine se uita la ceas să vadă, să îi consemneze pentru istorie la un ce istoric, oră sau... Normal. Da. Nu, e mult mai simplu. Da. Avea întâlnire cu iubita lui. A, clar. Și știa că... Să te cu ochii pe ceas. Da. Și istoricea. Și istoricea. Da. Domnul Constantin Bătrânu, Socrate. Și istoricii iubesc. Mi se spunea Socrate, un personaj, un personaj da, extraordinar cu care am avut ocazia să, să discut. Și au ieșit, bineînțeles, pentru că ei aveau aceeași, ei aveau totuși lumina atunci la ora aia. Marea, marea problemă era la căminele, de, chiar de lângă universitate, la fete. De ce? Pentru că erau mai aproape de, nu, de centru de decizie? Nu, eu cred că universitatea ca atare consuma, consuma foarte și mult. Era, căminile și erau împreună. Da, da, eu asta cred că era. Eu asta cred da, că era, da, da, că eram ascultantul ăla de clădire. Cu universitatea. Consumul cu eu așa cred, da. Probabil asta că da. Probabil, nu. Ei, unii s-au dus la agronomie, adică mai era încă o stație de tramvai și au zis, hai să coborâm, ca să fim mai mulți, totuși ar trebui să fim mai mulți. Ce facem? Mergem în Tudor. Că în Tudor erau căminile politehnicii. Da, politehnica, erau mai mulți acolo studenți. Da, da. Și dar deja au început să apară când s-au dat primele semnale că studenții ies, că na, se găseau tot timpul unii care să anunțe organele. Da. S-au anunțat rapid profesorii, activiști de partid, profesori să-i determine să, măi, hai că rezolvăm. Uh-huh. Hai, nu, nu ieșiți. A ieșit inclusiv rectorul, profesor, pe lângă ei. Dom'le, și au început să apară mașini, mașini ale miliției, ci că fără numere, spune domnul Bătrânu. Uh-huh. Erau, dar era acolo o prezență. E... Omuleții verzi. Era o e prezență. Cumva e previzibil, nu? Că oamenii de la securitate au devenit interesați. Dar de... sunt toate ordinele alea de da, intervenții din la sfârșitul anilor 70, adică trebuiau da, să facă totuși erau ceva. Erau niște planuri. Da. Erau niște da, planuri. De acțiune. Și au făcut ceva, n-au reușit să-i determine, că au zis că hei, din Târgu Jiu ei se întorc spre, spre fete, spre universitate, dar pe parcurs, pe traseu, încercăm să-i, să-i determinăm. N-au reușit să-i convingă și atunci au barat cu niște mașini cam în dreptul casei universitarilor, cam așa, uh-huh, au barat Copou. Uh-huh. Dar ce au făcut? Au luat-o pe, spre paralel au, cu Copou, pe la Scrâncă Targii, atunci se chemea Karl Marx. Okay. Și au coborât, au mers în centru, la fundație, pe acolo, pe Independenței, se chema Dimitrov și pur și simplu au mers până au în Tudor. Au mers pe jos în Tudor. Da. Sunt vreo 5 km. Da, e o distanță destul de mare. Da, ei scandau. Au zis că, măi, am ieșit, dar ce facem? Hai să ce și strigăm. Ce scandal? Păi, acum erau foarte multe grupuri. Erau grupuri pe cine asculți, inclusiv în reportajul ăsta făcut de TVR, depinde în ce grup erai. Uh-huh. Adică nu sunt unii care să previzibil, zică pentru asta. Pentru că da, oamenii erau... Plus că deși, domnul Bătrânu mai zice ceva foarte realist și foarte nu se eroizează. Păi nu prea știam ce să scandăm, că noi da, până acum scandasem ce ni se spunea, da, nu da, inventam noi cereau ceva. Cereau condiții, cum au cerut la început cei de la Brașov, nu? Vrem da, și spuneau așa. Căldură, vrem. Noi al României tineret, vrem apă caldă și curent, apă caldă să ne spălăm și lumină să învățăm. Și asta mai pe scurt, vrem lumină să învățăm și apă să ne spălăm. Nici nu era mare lucru, de fapt. Nu trăim în grote. Mhm. Pentru pace și progres, dați lumină în complex. E, asta a, deja erau puțin, au început să da, fie din ce în ce mai... Creativitatea. Pe Karl Marx era, era sediul unui școli de partid. Uh-huh. Și când au trecut pe acolo, partidul. Și domnul Bătrânu povestește că cineva ar fi spus, băi, hai să strigăm jos Ceaușescu. Opa. Păi da, noi nu prea vrem asta, e cam... Cam mult. Și a dispărut așa ideea. Mm-hmm. Și atunci pe acolo au strigat, au strigat
asta, pentru pace și progres, dați lumină în complex și epoca luminii, epoca rușinii. Ah, pa. Deci asta era un atac, da. Erau niște chestii. Trebuia... Nu era chiar jos Ceaușescu, dar era pe aproape. Era, da, manifestarea conștiinței, da, politice. Era ceva. O conștientizare, da, clară, sumare. Deci, repet, strigau, erau sute, erau 200-300, strigau, au mers atâta timp, nimeni din Iași nu s-a atașat grupului lor. Asta... Erau într-adevăr și, să zicem, erau însoțiți de acele mașini, dar... Și că se mai vedea așa, dacă îți aruncai ochii pe la apartamente, se mai vedea așa că cineva te privea după o perdeluță, dar nimic. Asta, nimic. Aici ajungi cu povestirea, ajungem la un lucru foarte important și interesant de discutat. Un lucru pe care l-am discutat și cu într-o ediție anterioară, cu invitatul nostru, legat de faptul că avem greva muncitorilor, doar muncitorii fac grevă și încearcă să-și ceară drepturile. Avem o revoltă a studenților, doar studenții participă la chestiunea asta. Nu prea se solidarizează categoriile sociale între ele în perioada comunistă. Și asta e un pic simptomatic pentru întreaga societate din perioada respectivă. Adică e o societate segmentată. Foarte segmentată și cumva dacă o parte a acestui corp social se revolta, celelalte componente spuneau, trebuie problema lor. E problema lor. Așa pare și aici. Pare o problemă studențească, deși ea și era în beznă. Este foarte interesant cum comunismul, care a încercat să desființeze clasele sociale, a creat la rândul lui alte categorii sociale, pentru că, așa cum spun multe dintre documentele sau antetele documentelor din perioada comunistă, chiar legi, cetățenii Republicii Socialiste România, muncitori, țărani și alte categorii, deci dintr-o dată se creau niște categorii. Fără ca ei să-și propună chestia asta, reușeau să separe populația și, iată, să creeze un soi de indiferență la problemele studenților, care erau de fapt probleme tuturor în acel moment. Este, da, este incredibil și asta m-a frapat și pe mine citind materiale pe care mi le-ai trimis, cum nimeni de pe stradă nu s-a lipit de puhoiul ăla de oameni, pentru că nu era un pericol teoretic, dar toată lumea era speriată. Da. Și frica asta, teroarea asta pe care oamenii și-au introdus-o în oase, e cușca aia în care trăia fiecare și din care nu voia să iasă și din care în continuare multă vreme nu a mai vrut să iasă. Deci avem opoziție, dar unii singuri care fac opoziție, care trimit scrisori, care pun manifeste, singuri. Mă rog, hai să ajungem în Tudor. Da. Ajungem în complexul Tudor Vladimirescu, domnul bătrânul iarăși ne spune că e undeva în jurul orei 10, puțin înainte de ora 10 seara. De ce? Pentru că la ora 10 se stinge lumina. Cineva de la IRE trebuia, asta era treaba lui, că la ora 10 să deșurubeze o siguranță acolo, sau cum se cheamă asta. Și a fost un vuiet și un urlet și în câteva minute au repus în funcțiune. Da. Dar în Tudor erau pregătiți. Milițieni, miliție, au încuiat căminele, au adus profesori care erau și directori educativi. Căminele cu studenții înăuntru. Cu studenții înăuntru, da. Păi ei nu știau, nu erau telefoane mobile să știe că vine de pe copul. Să solidarizeze cu... Da. Da. Tocmai pentru că au avut timp, cum spuneam, pentru că distanța dintre cele două locații este destul de mare și au avut timp să se pregătească până au ajuns cei de pe copou până în Tudor. Păi Oana povestește despre 5 km în 2 ore, deci mersul era lent, era practic un mers la o plimbare. Da, până s-au strâns, până s-au decis să meargă, până... Da, și strigau, era un cămin imens și acum e T-17 al mecanicii. Și strigau, au început să strige meca, meca, mecanică, și că sunteți lași, că nu ieșea nimeni.
Uh-huh. Așa din cămin strigau că nu suntem lași, dar suntem nu încuiați aici. Și au început tot felul de... Unii au încercat să spargă ușile din afară, alții din interior, au coborât pe geamuri. Și au ieșit și câțiva politehniști și câțiva de acolo, s-au bulgărit milițienii cu zăpadă, mai era încă zăpadă. Deci au fost niște altercații pe acolo. Și ce facem? Era deja frig, deja foarte târziu, erau obosiți. Păi, hai să ne întoarcem. Când s-au întors pe același traseu, au zis, da, hai să schimbăm puțin și să mergem spre Comitetul Județean de Partid. Tot la partid e problema. La Casa Pătrată, așa îi se spune în Iași. Și scandau cam aceleași lucruri, la fel, nu s-a întâmplat, nu s-au atașat de ei alți locuitori ai Iașului, sau au ajuns în fața Casei Pătrate câteva sute, 200-300 maximum de studenți. Aici au început să strige până acolo, strigau Iașule, trezește-te și până când, deja iarăși se, adică cumva e o dinamică aici. Da. Că pe măsură ce protestul durează și evoluează, apar și se cristalizează cumva și niște să lozinci un pic mai incisive. Știți că vedeau că nimeni nu s-a critică și tensiunea cresc împreună cu lipsa din ce în ce mai mare de răbdare, pentru că răbdarea era la limită deja adusă. La fața Casei Pătrate au început să strige vrem cultură și nu impostură și nu mai răbdăm. Uh-huh. A ieșit să le vorbească de la balcon de acolo, de unde venea Neanicu de obicei în vizitele lui oficiale și anunța noi succese și nu știu ce, sunt niște fotografii extraordinare cu toată deschiderea aia de la Casa Pătrată spre Palatul Culturii. Și cum era totul pavoazat cu Nicolae Ceaușescu, tânăr, frumos, gras și, mă rog, cu pionieri, cu oameni ai muncii, cu Ștefan cel Mare și tot ceva. Așa? Deci cam pe la același balcon a ieșit Alecu Floareș, care era secretarul cu probleme de propagandă la Comitetul Județean de Partid și se ocupa și de învățământ. Și a spus, mergeți în cămine, totul este aranjat, aveți căldură, aveți apă caldă, nu mai e nicio problemă, tot facem, am rezolvat tot. Totul este în regulă. Ei, și atunci au plecat spre, prin fața Mitropoliei, pe Ștefan cel Mare, în Piața Unirii. Piața Unirii s-au oprit puțin și au făcut o horă a Unirii în jurul statuii lui Cuza. Tot așa erau supravegheați. Se pare că unii au vrut să meargă totuși și la muncitori, în cartierele muncitorești, de peste gară. Ar fi vrut să totuși să se unească măcar cu muncitorii să fie cu ei. Și se pare că a fost drumul barat spre gară cu niște mașini de pompieri, de intervenție și le-a pierit cheful să meargă. I-au descurajat și au mers spre Copou, au dus fetele acasă în cămine. Și câți au mai rămas, câteva zeci, unde, încă mine, spre Târgușa. Așa era cald, apă caldă, dată, curent? Se pare că da, dar încă mine îi mai așteptau directorii educativi și alți profesori care făceau liste. Și spuneau, mă, ta ce cauți la ora asta în cămin? Păi, cum te cheamă? Cutărescu. Pac, 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 pac. Și au trecut pe liste pe toți cei care au venit târziu în cămin în acea seară. Da. La toate căminele. La fete, în Pușkin, în Codrescu, în Târgușor, peste tot. Și s-au făcut niște liste care au fost publicate la un moment dat în presa locală din Iași, niște liste ale Comisiei de Propagandă și Cultură, sau cum se chema, la Comitetul Județean de Partid. Deci se știu niște nume. Okay. Acum nu contează că ai fost sau n-ai fost la protest, ai întârziat în cămin, chiar dacă veneai de la Vânătorul sau eu știu de pe unde, erai trecut pe listă. Trecut în carnețel. Da. Domnul bătrânul povestește că în Târgușor, când ei deja știau de la fete că se fac liste, în Târgușor era unii studenți la drept. La drept trebuia să ai un dosar impecabil să nu trimită procuror la Panciu sau la Botoșani. Și tu era să fii participat o chestie, la protest. Și atunci ei au evitat să intre. Unii s-au mai certat cu portare, cu profesorii, că nu, domnule, nu-ți spun numele, dar au evitat să facă lucrul ăsta și atunci le-au dat cerșafuri pe geamuri, i-au băgat cumva clandestin în cămin, dar oricum să nu apară pe liste. Au fost și situații de astea. E bine, a doua zi,
A doua zi, ședințe. Tovarăși, ce facem? Ședințe la Comitetul Județean de Partid, în primul rând, cu toți cei care răspundeau de universitate, de învățământ, de învățământ superior. Au fost acuzați că ei, profesorii, cresc niște studenții care nu știu ce la spiritul comunist și ideologia comunistă și așa mai departe. Au făcut ședințe cu profesorii în aula universității. Au fost și ședințe foarte dure, cu floare și după aceea și cu prim secretarul Comitetului Județean, care îmi povestea profesorul Platon că pur și simplu le-a citit niște note informative, uh-huh, ca să vadă profesorii cât știe el, uh-huh, și cât este el de informat de securitate. Uitați ce zice un profesor, spune că bine au făcut studenții, de aceea asta, uh-huh, tovarăși, ce facem, uh-huh, aici? Mă rog, a fost urât și au primit sarcina ca toți profesorii să-i strângă pe studenți și să facă cu ei ședințe de prelucrare, de demascare, de așa mai departe, dar trebuie să capătă și niște capete, trebuie să fie și niște sancțiuni. Ok. La istorie, de unde fuseseră destul de mulți participanți, se pare, profesorul Agrigoroae, care era decan și cu corpul profesoral, se pare că au făcut niște ședințe, da, așa, mai blânde, mai formale. La secția cealaltă, filozofie, care era istorie filozofie, da? Filozofii au fost mai duri, se pare, cu amenințări, cu mai... Mă rog, acolo era, filozofia era de fapt filozofie, materialism. Asta era. Științific. Filozofia crea de fapt activiști de partid. Nu, e normal cu că istoria, erau mai duri. Cu istoria mai scăpai, dar cu filozofia. Și la fizică se pare că au fost cei mai duri, după documentarea lui Sorin Bocancea, pentru că au fost niște studenți exmatriculați. Se pare că cei care aveau probleme, note mici sau din cauza prezenței, oricum, peste tot, profesorii au fost mai prezenți printre studenți și s-au făcut mai multe controle și așa mai departe. Dar ne întrebăm ce a făcut securitatea. Ca de obicei. Ce a făcut securitatea? Păi securitatea, repet, din câte am reușit eu dosare să văd, în zilele astea, alea au făcut, cred că noaptea aia, a doua zi, au făcut niște fișe tip pentru Xulescu, care era așa, erau organizate cu datele lui, de unde e, unde e student, ce a făcut înainte de 17, ce a făcut pe 17, ce a făcut după 17. Urma să se completeze rubrica. Au cerut, bineînțeles, informații de unde proveneau ei. Erau, căminiștii au ieșit, și asta trebuie să spunem. Căminiștii, erau mulți care erau ieșeni sau erau unii care stăteau în gazdă și ei nici n-au știut că a fost protestul ăsta. Uh-huh. Deci căminiștii... Deci doar din cămină. Da, și cei, deci erau din afara Iașului și imediat, da, părinții ei, ce s-a întâmplat, nu au fost chemați direct la securitate. Deci securitatea a acționat prin partid, prin profesori. Uh-huh. Pentru că ăștia pentru că ăștia care erau pe aceste liste sau care au fost identificați, securiștii totuși au făcut fotografii, sunt sigură. Acele mașini despre care povesteai. Da, plus informatori, în rândul studenților au fost informatori, care au mers și ei ca să aibă ce să informeze. Nu? Da. Și cei mai considerați mai periculoși au fost trimise scrisorele acasă din partea decanatelor. Și au fost chemați părinții. Au fost chemați părinții la decanat, deși oamenii ăștia aveau peste 18 ani, erau maturi. Da, eu știam că, mă rog, chestia asta cu părintele la cancelarie se practica la școală, maxim, liceu. Nu. Spre exemplu, când un pensionar făcea ceva greșit, cine era chemat? Fiul. Opa. Care era om al muncii, uh-huh, și care ar fi avut de suferit, nu? Uh-huh. Am găsit multe de astea. Ok. Așa și aici au fost chemați părinții ca să își ia angajamentul că o să-i supravegheze mai bine, că evident că erau, eu cred că erau totuși și puțin amenințați. Vezi că ăsta nu numai că le exmatriculă. Nu o să termine facultatea. Da, erau, plus că tot timpul aveai umbra asta, că nu o pățești numai tu, o pățești și toți ceilalți de lângă tine. Amenințările mai erau că îl da afară din cămin, ceea ce era o chestie foarte gravă, știu că am stat și eu în cămin și dacă n-aveam cămin, n-aveam unde să stau, sau că nu le mai dau cartelele pentru cantină.
Ceea ce iarăși era o problemă, pentru că de mâncat pe vremea altundeva, la restaurant, nu prea îți permite să te duci. Plus că restaurantele nu prea aveau mâncare. Da, cred că a fost totuși și o chestiune, un fel de ironie a istoriei, pentru că tu ai povestit în episodul nostru anterior, în care ai vorbit despre greva de la Nicolina, că în acele zile, deci chiar în acea zi, la Iași se afla șeful direcției întâia, venit de la București, Rațiu, direcția întâia care se ocupa exact de studenți. Deci, practic, i-au făcut o surpriză șefului direcției de întâia securității, studenții din Iași, organizând cu ocazia venirii lui în Iași un protest. Și ca să nu facă două drumuri... Rațiu a condus o grupă operativă. Când se întâmpla ceva, securitatea imediat făcea o grupă operativă. Să se ia primele măsuri, să vadă, să analizeze, să ancheteze, să vadă consecințe, nu știu ce. Și plecau adrese de la securitatea Iași pentru cei care nu erau din Iași, cum am spus, să obțină informații despre ei de la locurile natale. Și se întorceau la Iași și scria în atenția tovarășului colonel Rațiu. Uh-huh. Deci Rațiu a stat în Iași câteva zile bune ca să analizeze toate lucrurile astea. Da, i-au dat de lucru. Deci cam asta a fost împotriva studenților. Au fost studenți, sunt câteva documente în aceste dosare care au plecat din Iași. Da? Sunt niște documente din zilele alea. Sunt niște documente, pe lângă note informative, sunt niște documente cu niște ședințe care s-au organizat pe la fizică, pe la chimie, niște sinteze, că participau evident și ofițerii de securitate și făceau niște notițe. Au fost niște studenți foarte curajoși care au spus, da, am ieșit, pentru că nu sunt condiții, pentru că nu mai putem în felul ăsta. Se pare că condițiile bune au durat puțin, câteva zile numai, pentru că deja prin martie studenții iarăși erau nemulțumiți. De data asta securitatea imediat atenționa rectoratul. Vedeți că la căminul ăla nu știu ce se întâmplă, ăștia sunt nemulțumiți. O să se spargă conducta de nu știu ce. N-a mai fost belșugul să ne așteptăm. Au fost câteva zile în care n-au fost rații de apă caldă și de nu știu ce, dar după aceea a fost totuși. În anumite intervale nu mai a fost, dar deci condițiile s-au înăsprit iarăși și iarăși au pus plăcuțe sau ce puneau ei pe prize. Da. Deci studenții amenințau că dacă nu revenim, nu avem voie, atunci iarăși o să ieșim în stradă. Dar li se tot explica că trebuie să facem sacrificii, că ăsta este decretul, că nu știu ce. Mulți au fost, erau în anul 4, în an terminal. Și era marea problemă cu repartițiile. Și nu vreau neapărat să și facă atunci, probleme. Și ce puteau să facă? Și a fost o perioadă de bineînțeles că erau suspicioși, că erau informatori printre ei. Ceea ce era real. Da, bineînțeles că nu toți profesorii susțineau. Bineînțeles că mai era o problemă cu cei studenții care erau membri de partid. Pe cum să fii membru de partid și să participi. Și le se spunea foarte clar în ședințe, sunt câteva procese verbale publicate de domnul Bocancea, spunea cum tu, membru de partid, să ieși în stradă, să fii huligan și vandal și este împotriva legilor statului, împotriva principiului codului eticii și echității socialiste și așa mai departe. Adică au fost probleme. La repartiții, cei care au fost în anul 4, iarăși, domnul Bătrânul spune că asta era, repartițiile era o problemă cu repartițiile pe vremea aia. Da. Chiar era o problemă, mai ales la istorie. Adică nu te puteai aștepta să fii repartizat în Iași sau neapărat într-un oraș. Am avut aici un dialog cu profesorul Murgescu, care în anii respectiv chiar intra în învățământ și a spus foarte clar, orașele mari erau închise, deci nu exista nicio șansă să fii repartizat. Și orașele erau deja și orașele mijlocii și alea mici era foarte greu să găsești, adică să fii repartizat. Iar cel mai bun caz, nimereai un orașel mic cu un liceu industrial. Da. Deci sigur că erau probleme. Da. Și au rămas, deci cei care au rămas în Iași, că nu, bineînțeles că n-au terminat toți în anul ăla,
Până în 89 am găsit un dosar încheiat în 89, când unul dintre participanți tot era chemat și tot era dat exemplu negativ în comitetul UTC, în comitetul, și el, săracul, totuși punea cenușă în cap și spunea, dom'le, n-am să mai fac, n-am. Și era, tot era amenințarea asta cu repartiție și cu ai să vezi ce o să pățești. Când plecau în vacanțe, chiar atunci, în urma vacanța de, a fost vacanța de vară. Toți ăștia care erau pe listă, toți care erau în vizorul securității, au plecat acasă cu o hârtie după ei. Bineînțeles, nu duceau ei în servietă. Da, da, securitatea așa, pe timpul vacanței. Și ce trebuie să urmărim? Concepțiile, dacă discută cu cineva, care sunt atitudinile lui. Și mai era o mare problemă pe care au încercat să o urmărească. Să nu cumva să se solidarizeze alte centre universitare. Era o problemă, da. Pentru că erau aceleași probleme peste tot în țară. Nu? Și ca nu cumva cine are prieteni pe la Cluj, pe la București, pe la Timișoara, cum facem, cum interceptarea corespondenței, ce, să nu-i lăsăm să se adune, să, chiar în zilele alea, chiar în zilele alea de februarie. Totuși o politică destul de eficientă, dovadă fiind faptul că astfel de evenimente nu ajungeau la, să determine o solidarizare, o solidaritate și să se răspândească genul ăsta de protest foarte mult. Ele rămâneau în continuare un fel de lucruri care se întâmplau des, dar care se întâmplau în anumite spații, cumva în niște comunități închise, în studenții din Iași, muncitorii de la Nicolina, muncitorii de la Brașov, ulterior, nu știu, alte locuri unde se întâmplau lucrurile astea, dar nu exista o chestiune sistematică, care să unească genul ăsta de proteste și să le dea o amploare. Asta se va întâmpla abia în 89, foarte târziu, și atunci știm că lucrul ăsta, solidaritatea, cam lipsit și în 89, trebuie spus că nu a fost așa o ieșire populară de amploare. Cumva e bine că discutăm despre lucrurile astea, pentru că nu era deloc așa cum, pe o parte nu este așa cum se tot spune, că n-au existat mișcări de protest și că nimeni nu s-a revoltat și că toată lumea a stat obedientă, liniștită până în 89. Pe de altă parte trebuie să înțelegem că nu au fost nici niște super mișcări cum erau în alte țări. Asta a fost comunismul românesc, cu bunele și relele lui, cu aspectele lui legate de condițiile de trai, cu revolte și așa mai departe. Încercăm aici să-l descriem așa cum a fost. Aș mai adăuga ceva. Protest public, câteva ore bune, mulți participanți, nu s-a aflat. Evident că presa din România n-a spus nimic, s-a produs ceva la Iași, că studenții, pentru că și ei își trăiau epoca de aur, nu? Trăiai cei mai buni ani ai vieții tale și mai fericiți. Da. Bine, pe o parte era adevărat. Și s-a aflat în presa franceză, am găsit ceva, dar târziu, prin mai. Cineva a trimis o scrisoare la Europa Liberă, dar un muncitor, care probabil că era de prin Maramureș, de pe undeva, care aflase și a trimis o scrisoare la Europa Liberă, el lucra în Algeria și de acolo a trimis o scrisoare, Algeria, deci nu din țară. Nu din țară. Nu din țară. Și a spus, ce faceți, dom'le, cum nu spuneți, s-a întâmplat la Iași, nu știți, nu? Dar nu... Ciurlău venise de la asta, cred eu. Era șeful securității, care era atunci șeful inspectoratului. Ținea locul, că nu aveau încă pe cineva, venise de la contraspionaj și cred că omul era destul de bun în chestia asta, de n-a ieșit chiar nimic din Iași. A ieșit ceva și s-a dat la Europa Liberă chiar la un an după revolta, a început să se vorbească despre, după protest, a început să se vorbească despre protest când s-a deschis un universitar 88, 89, Neanicu, nu mai știu pe unde era și s-a vorbit, dar s-a dat explicit despre ce s-a întâmplat la Iași exact la un an de la protest, pe 17 februarie 1988, și anume ce? Pentru că profesorii făceau permanență la universitate, stăteau într-un birou
Și primeau telefoane, dacă se întâmpla ceva, dacă, nu știu, cădea o conductă, era, se lua lumina, mă rog, chestii de astea administrative, practic. Sau dacă e un protest. Și să dau pe telefoane acolo. Și pe telefoanele fixe. Da, a stat cineva și a copiat, trebuia să facă la final, în timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic deosebit. Okay. Mă rog, trebuia să consemneze acolo, da, pe zile și pe ore, dacă s-a întâmplat ceva. Verbal. Da. Ei, cineva a copiat cu câteva zile înainte, de 17 și câteva zile după. Și a comentat că apăreau prorectorul nu știu care, profesorul nu știu care, maiorul nu știu care. A făcut niște note de subsol. E ciudat că nimeni nu și-a asumat chestia asta din Iași, cel puțin eu nu știu. Acest document a fost însoțit de un apel care a fost citit la Europa Liberă, care se cheamă Agitație în Imperiul de Gheață al Tăcerii, care e făcut după revolta de la Brașov, după 15 noiembrie 87, și care de fapt pune cap la cap revoltele astea, spune că nu exista o solidaritate, că studenții au fost ei, muncitorii au fost ei, și că până când, și dar că în România se întâmplă ceva și că e o stare destul de grea, dar că se întâmplă ceva, că lumea nu poate să mai rabde, și cam atât. Da. Pentru că a fost citit la Europa Liberă, Securitatea de la Iași face o acțiune. Da, abia atunci îi se dă atenție. Da, trebuie să descoperim de unde a plecat, cine să fie, clar un profesor sau care a avut acces la un birou ăla, printr-un student străin, printr-un lector străin. Lectorii erau, gata și sper că, lectorii străini erau foarte, foarte activi la Iași. Și cred că nu numai la Iași, la Cluj știm cu Doina Cornea, dar la Iași era un lector francez care era foarte activ și mai avea o chestie, locuia chiar în Piața Unirii, undeva în blocurile din... Și ăștia au spus, auleu, ăla sigur a făcut fotografii, sigur în ziua aia era la București pentru că avea nu știu ce convocare la... Okay. Deci n-a fost el. Era la lectoratul polonez, era o doamnă foarte activă și când au venit niște ziariști străini a vorbit despre chestia asta și a ajuns știrea în Polonia, se pare, și lectorul francez la rândul lui, dar nu atunci, nu în ziua aia. Dar lectorii erau așa o oază de libertate, chemau studenții acasă, le ofereau discuri, le ofereau filme. Francezul a făcut, în Securității nu i-a plăcut chestia asta, că în zilele alea a pus niște filme cu proteste, casete video, cu proteste de prin Franța, cu studenții care cer drepturile, cu studenți care mărșăluiesc pe străzi, cu nu știu ce, au intervenit rapid. Dar a făcut chestia asta. Studenții împrumutau cărți, deci erau așa mici oaze. Da. Mici oaze au fost în perioada comunistă, mici oaze care s-au și revoltat. Despre lucrurile acestea poate o să mai avem ocazia să discutăm. Cu siguranță o să mai chemăm pe Oana Demetriade pentru că are lucruri interesante de spus. Deocamdată asta a fost Contra mitologia de astăzi cu Florin Maghiar și Mădălin Hodor și Oana Demetriade, istoric, mulțumim! Mulțumesc și eu! La revedere!